În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domn. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria și cinstea. Lui să-i fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Dragă Părinte Decan și Paro, elevastă părinți concelebranți, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, veți iubiți credincioși, veniți în catedrala noastră în această zi. Dragi ascultători, pe undele radioului și pe undele internetului, astăzi facem sărbătoare. E o mare solemnitate. Este sărbătoarea și solemnitatea Domnului nostru Iisus Hristos, Regele Universului. În același timp, este încheierea anului bisericesc, cu această duminică a 34-a de peștea. Dar mai mult este ziua când Sfântul Părinte, la Roma, în Bazilica Sfântului Petru, încheie anul jubiliar al milostivirii, încheind și închizând Poarta Sfântă. Noi aici vrem să trăim această comuniune cu ei și să-L preamărim pe Dumnezeu, pentru că suntem ai Lui, fiii Lui, pentru că facem parte din împărăția Sa, din biserică. Pentru a celebra cu vrednicie această solemnitate și acest moment particular din anul bisericesc, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, frate, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Sus, vedecați, mulțumesc.
pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai voit să refaci totul în Fiul Tău prea iubit, Regele Universului, dă-ne, te rugăm, harul ca toată făptura eliberată din robie să slujească maestății Tale și să te laude într-un glas fără încetare. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea a doua a lui Samuel. În zilele acelea, toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: Iată, noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar și înainte, când Saul era rege peste noi, tu erai cel care îl conduceai afară și îl aduceai înăuntru pe Israel. Și Domnul ți-a zis: Tu îl vei paște pe poporul meu Israel și vei deveni conducător peste Israel.
toți bătrânii lui Israel au venit la rege la Hebron și regele David a încheiat o alianță cu ei la Hebron înaintea Domnului. Iar ei l-au uns pe David, rege peste Israel. Cuvântul Domnului. Este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășun verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Călăuzește pe cărării drepte de dragul numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei, îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Lectură din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, aduceți mulțumire Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte la moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a eliberat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii Sale. În El avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. El este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația, pentru că prin El au fost create toate în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri. Toate au fost create prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate subzistă în El. Și El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, primul născut dintre cei morți, ca să fie El cel dintâi în toate,
pentru că în el i-a plăcut lui Dumnezeu să facă să locuiască toată plinătatea și prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri. Cuvântul Domnului. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Glorie ție, Doamne. În acel timp, conducătorii își băteau joc de Iisus, spunând: pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă El este Hristos al lui Dumnezeu, alesul. Și soldații îl luau în râs când se apropiau de El și i-aduceau oțet, spunând: dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți. Deasupra lui era și o inscripție: acesta este regele iudeilor. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: oare nu ești tu Hristos? Salvează-te pe tine și pe noi. Dar celălalt, luând cuvântul și mustrându-l, i-a spus: nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru ce am făcut, dar el n-a făcut niciun rău. Și spunea: Iisuse, amintește-ți de mine când vei veni în împărăția ta. Iar el i-a spus: adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Cuvântul Domnului. În veci voi cânta, Doamne, milostivirile tale, misericordias Domini in aeternum cantavo. Să-i aducem mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru. Părintele voastre, părinți concelebranți, seminariști, persoane consacrate,
Dragi iubiți credincioși, dragi ascultători ai Radioului Maria, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Acest lucru urem să-l facem astăzi, aici, în catedrala noastră. Să-i aducem mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru pentru că și-a arătat față de noi milostivirile sale. Și avem pentru această zi așa de frumoasă, solemnă, motive să-L preamărim pe Dumnezeu, să-I mulțumim, să-I cântăm laudă. Mai întâi de toate, pentru că astăzi celebrăm solemnitatea lui Hristos, Regele Universului, pe care ne l-a dăruit Dumnezeu, Fiul Său, făcut om, care a binevoit să aleagă un tron cu totul particular, crucea, pentru că de aici se poate El privi spre întreaga lume și de aici se poate conduce sufletele în împărăția Sa. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru pentru că a ales o asemenea cale neconcepută de mintea omenească. El a voit să-L trimită pe Fiul Său, căci a iubit infinit lumea. Dându-L la moarte, la moartea pe cruci. De aceea, astăzi, când sărbătorim solemnitatea lui Hristos Rege, ochii noștri privesc spre cruce și privesc spre fruntea și capul lui Iisus, unde văd o coroană, și privesc spre acele cuvinte care stau scrise și amintite de Evanghelie. Acesta este Hristos, Regele iudeilor. Dragi iubiți credincioși, privirea noastră se îndreaptă astăzi spre Cel pe care Dumnezeu l-a trimis să devină chipul vizibil al iubirii și milostivirii sale. Cel care urma cu adevărat prin toată lucrarea Lui, prin modul Lui de a se apropia de oameni, să-L facă cunoscut pe Dumnezeu și iubirea Sa. Un lucru e mai întâlnit în istorie. E singurul. Iisus făcut om, dar Iisus devenit rege pe alte căi și în alt mod, nu ca regii acestui pământ, care a fost capabil prin iubirea Sa, prin dăruirea Sa, prin jertfa Sa, după cuvintele spuse, să se dăruiască cu totul pentru noi oamenii, împărțind istoria în două, până la Hristos și de la Hristos încoace. N-a fost nimeni altul, deși sunt atâția care sunt amintiți de istorie. El a fost acela și rămâne acela care cu această cruce a Sa și cu această coroană domină în sensul curat al cuvântului. Domină prin iubire, prin milostivire, prin dăruire. De aceea facem sărbătoare. Mă bucur să vă spun că au încercat mulți Fiul să se impună ca regi și împărați și conducători de popoare, care ar fi voit ei să fie cei care sunt mântuitorii lumii și n-au reușit. E timpul să prezentăm toată istoria, dar e adevărat, până chiar și în timpurile noastre. Dar să nu ne oprim chiar acum la noi.
Acei care au voit să domine lumea și conștiințele și oamenii. Întoarcem puțin în istorie. În 1793, în toiul Revoluției franceze, unul dintre capii Revoluției, care asistase și participase la distrugerea bisericilor, la uciderea preoților și la închiderea mănăstirilor și a multora care credeau în Dumnezeu, Lepo, și-a spus, a venit momentul să-L înlocuim pe Iisus Hristos. Voi face eu, împreună cu cei care mă înconjoară, o nouă religie. De acord cu rațiunea și cu progresul, spune el. După mai mult timp de când a început el să propage această nouă religie, dezamăgit, se îndreaptă spre primul consul al istoriei, viitorul mare împărat, Napoleon Bonaparte. Întristat îi spune, domnule, incredibil, religia mea atât de rațională și frumoasă nu prinde. Atunci Napoleon, despre care știm mai multe, toate că a fost așa cum îl cunoaște istoria, unul care a voit și el să se impună, totuși el recunoștea în Hristos cu adevărat un alt fel de rege și îi spune, cetățene, vreți într-adevăr să-i faceți concurența lui Iisus Hristos? Nu există decât un singur mijloc. Faceți ceea ce a făcut el, anume, lăsați-vă răstigniți într-o vineri și încercați să înviați duminică. Lepo, când a auzit aceste cuvinte, a considerat că nu e convenabil pentru el o asemenea cale. Și a plecat întristat. De fapt, a plecat dezamăgit că lucrarea lor nu a avut efect decât tulburător, trecător. Cel care este cu adevărat conducător și rege este doar Hristos. El este unicul care a fost capabil să împartă istoria în două jumătăți, cum amintea. Astăzi, în orice localitate de pe pământ, în momentul așezării evenimentelor vieții în rafturile timpului, trebuie să fie luat ca punct de referință el. Doctrina sa este patrimoniu al umanității și constituie culmea gândirii și a iubirii. Și iubiți credincioși, pe acest Iisus, rege, încoronat cu o coroană de spini, sus pe cruce, noi îl adorăm și îl cinstim astăzi și ne apropiem de el, așa cum s-a apropiat acel om păcătos, tâlcarul, care a recunoscut în el nevinovăția, el știind că este vinovat de faptul că este condamnat și a spus, Învățătorule, ai milă de mine și primește-mă în împărăția ta. Căreia Iisus îi răspunde așa cum am auzit, astăzi vei fi cu mine în paradis. Acolo a început istoria iubirii jertfelnice a mântuirii. Acolo s-a concretizat întreaga milostivire a lui Dumnezeu. Acolo, după ce a predicat și a întâlnit atâta lume și a iertat pe atâția și a vindecat, acolo pe cruce a avut loc acest act suprem de iubire și dăruire, alegându-și ca tron
tron regesc crucea. Dragii iubiți credincioși, astăzi noi îi mulțumim lui Dumnezeu în această solemnitate pentru această iubire, o iubire veșnică, o iubire pe care nimeni nu și-o putea închipui, pentru că este iubirea unui Dumnezeu, stăpânul cerului și al pământului, regele adevărat al universului. Pentru ce mai trebuie astăzi să-L preamărim pe Dumnezeu? Pentru că am trăit un an la dorința Sfântului Părinte Papa Francisc în care să redescoperim ce însemnează milostivirea lui Dumnezeu devenită carne pentru noi, pentru iertarea noastră, pentru mântuirea noastră, devenind astfel chipul vizibil al milostivirii Tatălui. Pentru aceasta trebuie, în al doilea loc, să-L preamărim pe Dumnezeu. În solemnitatea aceasta așa de frumoasă și mare. Marele teolog și predicator al zilelor noastre, al casei pontificale, canta la mesa, îl aseamănă pe Papa Francisc cu îngerul care a tulburat apele în scăldătoarea oilor, pentru ca cei care erau bolnavi, nenorociți, să intre și să se vindece. El, Papa Francisc, spune acest teolog, a chemat lumea să se apropie de această apă dătătoare de viață, o nouă apă vindecătoare, mântuitoare a iubirii și a iertării. Sfânta mărturisire, spovadă, legată strict de botez și de trăire creștină. El, Papa Francisc, a fost ca acel înger care a tulburat apele, le-a făcut să se miște, așa cum spune Evanghelistul Ioan, ca să poată intra cineva în trăsă. Papa n-a făcut altceva anul acesta decât ne-a chemat pe toți zilnic, în toate intervențiile, ne-a chemat să descoperim această apă iubitoare și mântuitoare. Și pentru mai ce trebuie să facem astăzi mulțumirea împreună cu Sfântul Părinte? Pentru că El ne-a făcut conștienți că suntem poporul lui Dumnezeu, că suntem pe pământ, că avem slăbiciuni, toți, de la papă în jos, episcop, preoți, credincioși, toți avem slăbiciuni, dar facem parte din poporul Său și suntem în umbra crucii Sale, a milostivirii Sale. Acest lucru a voie să-L facă Sfântul Părinte și pentru acest lucru îi mulțumim astăzi când El încheie în mod solemn anul jubiliar închizând poarta sfântă. Ceea ce am făcut noi duminica trecută, El o face astăzi într-un mod solemn, cu acest simbol că întreaga biserică, toți cei care au voit, au putut să intre pe această poartă ca să se apropie de baia tătătoare de viață a tainelor sfinte, a Sfintei Spovezi. Îi mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim Sfântului Părinte pentru așa ceva, unindu-ne cu El acum, practic, când celebrează acest moment al închiderii porții sfinte. Dar așa cum spuneam și în scrisoarea pastorală mea și cum de atâtea ori ne-a repetat Sfântul Părinte, anul milostivirii jubiliar se încheie, milostivirea lui Dumnezeu continuă. Și în al treilea punct, pentru ce trebuie să-L preamărim pe Dumnezeu și să-I mulțumim. Pentru că acum se încheie anul bisericesc.
un an întreg, avem fiecare an, începând în Advent și până la ultima duminică, a 34-a de peste an, avem o perioadă în care noi trăim, nu numai ne amintim, trăim realitatea pe care Dumnezeu a voit-o trimițându-L pe Iisus, etapă cu etapă, de la vestire, la naștere, la predicare, la suferință, la moarte, la înviere, la înălțare. Duminică de duminică noi L-am întâlnit pe Dumnezeu și pe Iisus și L-am întâlnit împreună. Noi toți trăim același mister. Pentru aceasta, astăzi, trebuie să-i aducem cu adevărat recunoștință și mulțumire. Și, desigur că fiecare în parte avem atâtea motive să lăudăm pe Dumnezeu când venim la biserică, mai ales astăzi, în această solemnitate. Să lăudăm noi, cei de aici, să laudăm împreună cu Sfântul Părinte și cu noi, toți cei care sunt uniți în acest moment cu noi prin intermediul radioului Maria, această voce care răsună mereu și ne cheamă către Iisus. Prin intermediul undelor internetului care ne face să ne unim, o taină, un mister, o descoperire care e dar al lui Dumnezeu cu toți ceilalți care vor să fie aici, în familia noastră. Aceea, sigur că avem motive să-i mulțumim. Și să ne mai punem o întrebare la sfârșit. De ce oare Hristos a putut să se numească pe sine rege? Și de ce a ales o asemenea cale surprinzătoare? Mulți spun că este o adâncă umilire. Și este adevărat o umilire. Dar de ce a spus că este cu adevărat rege? Iată răspunsul pe care ne-l dă unul care l-a întâlnit pe Iisus, s-a lăsat luminat de El și din acel moment n-a mai încetat să-L preamărească pe Dumnezeu și să-L laude. Această întrebare firească pe care ne-o punem și noi astăzi, în marea zi de sărbătoare, vrem să-L ascultăm. El ne spune așa în scrisoarea către Filipeni: să aveți în voi aceeași atitudine care este în Hristos Iisus. El, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu, o umilință proprie, să o considere cu adevărat, sigur, un mare dar. Nu a considerat un beneficiu că este egal cu Dumnezeu. S-a făcut asemenea oamenilor. Iar, după felul lui de a fi, a fost aflat într-adevăr ca om. Iată ce a făcut. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, până la moarte pe cruci. Dar, pentru aceasta, Dumnezeu l-a înălțat. L-a înălțat și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele Lui să se plece tot genunchiul al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor de desubt. Și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este cu adevărat păstorul nostru. Că Iisus Hristos este regele sufletelor noastre. Că Iisus Hristos nu are dorinți de cucerire și de stăpânire, așa cum se întâmplă în lume. Că El cu adevărat are o bucurie mare să domnească în inimă. Să-L facă cunoscut pe Tatăl prezent în lume. De aceea, astăzi, cu Sfântul Părinte,
aici cu corul seminariștilor noștri și cu noi toți împreună, suntem bucuroși să putem proclama și noi acea cântare, imn de cinstire a lui Hristos, Regele Universului, care învind din morți nu mai moare și rămâne mereu stăpânul sufletelor noastre. Hristos vincit, Hristos regnat, Hristos imperat. Care însemnează Hristos învinge, Hristos domnește, Hristos de-a pururi stăpânește, pentru că numai El ne-a iubit și ne iubește. Amin. Credincioși, vă reamintim că, la fel ca în ceilalți ani, în solemnitatea de astăzi, colecta care se face este destinată seminarului. Fraților prea iubiți, în comuniune cu Sfântul Părinte, cu întreaga biserică și cu toți cei uniți prin Radio Maria și prin internet, acum împreună ne mărturisim credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a delereat Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, uniți în rugăciune să-L preamărim și să-L invocăm pe Hristos, Regele Universului, Cel care este mai presus de toate și în care există toate câte sunt, Regele nostru. Iisuse, care ești capul poporului Tău, fă ca biserica să fie în lume chipul împărăției Tale, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. Te rugăm, ascultă. Iisuse, Rege veșnic, care ai venit să dai mărturie despre adevăr, fă ca fiecare om să recunoască stăpânirea Ta. Te rugăm, ascultă. Iisuse, răscumpărătorul nostru, rânduit de Tatăl, ca Rege al cerului și al pământului, dă-ne harul să colaborăm la biruința împărăției Tale. Te rugăm, ascultă. Iisuse, principele păcii, fă ca eforturile bisericii pentru instaurarea păcii în lume să afle un ecou prompt și efectiv în toți oamenii de bunăvoință. Te rugăm, ascultă. Iisuse, bunule păstor, care ți-ai dat viața pentru turma Ta, rămâi mereu cu noi și nu ne va lipsi nimic.
Te rugăm, ascultă. Iisuse, care ai plecat să ne pregătești un loc în ceruri, primește-i pe răposații noștri în lăcașul slavei tale. Te rugăm, ascultă. Doamne Părinte Ceresc, noi te recunoaștem cu bucurie drept stăpâna toate. Fă-ne, te rugăm, instrumente ale păcii tale, unde e ură să purtăm iubirea, unde e dezbinare să aducem unitate, unde e deznădejde să purtăm speranța, pentru ca asupra tuturor oamenilor, fiii tăi, să strălucească lumina Fiului tău dumnezeiesc, căruia e dat împărăția fără de sfârșit. Așa te rugăm, prin același Hristos, Domnul și Regele nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Aducându-ți, Doamne, jertfa de împăcare a neamului omenesc, te rugăm cu umilință ca însuși Fiul Tău să le dăruiască tuturor popoarelor unitate și pace, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos, căci Tu L-ai consacrat pe Fiul Tău născut cu un de lemnul bucuriei, ca preot veșnic și rege peste toate. Pentru ca El, dăruindu-se pe altarul crucii, drept victimă neprihănită de împăcare, să aducă la îndeplinire tainele răscumpărării noastre. Și luând în stăpânirea sa toate făpturile, să-i ofere maestății tale nemărginite o împărăție veșnică, împărăția adevărului și a vieții, împărăția sfințeniei și a harului, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul mării tale, zicând cu bucurie. Și cerul
ești cu adevărat Doamne și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întărind credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feri de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul
Să ne rugăm! După ce am primit hrana vieții neperitoare, te rugăm, Doamne, ca noi, care suntem mândri, să ne supunem poruncilor lui Hristos, Regelui Universului, să ne vrednicim a trăi fără de sfârșit alături de El în împărăția cerească. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Fiți credincioși, după cum am anunțat deja duminica trecută, astăzi vor fi organizate 4 ore de adorație. Programul este următorul. Imediat, acum după Sfânta Liturghie, vom face împreună adorație cu toți credincioșii. De la 13 la 14 persoanele consacrate, de la 14 la 15 seminariștii și de la 15 la 16 tinerii. Marți 22 noiembrie la ora 19 în aula Fericitul Anton Durcovici va avea loc o cateheză specială pentru tineri, având ca temă Sunt om, deci iubesc, despre chemarea la iubire și semnificația ei autentică. Cateheza va fi ținută de Părintele Ferician Tiba, responsabilul oficiului diecezan pentru familii. Moderator, doamna Eugenia Dămătăr, colaborator la același oficiu. Sunt invitați toți tinerii și cei care doresc să asculte această prelegere pe tema iubirii. Duminica viitoare începe un nou an bisericesc. Prima perioadă este Adventul, un timp privilegiat de post și pregătire intensă pentru marea sărbătoare a Crăciunului. Sâmbătă seara, la liturghie, va fi binecuvântată coroana de Advent și va fi aprinsă prima lumânare. Acelor preiubiți, pe Hristos, Regele nostru, îl avem mereu cu noi în Eucaristie, ca să continuă iubirea sa, care este o iubire infinită și care îi cuprinde pe toți. O lungă tradiție în această solemnitate a lui Hristos Rege are loc după celebrarea Sfintei Liturghii Solemne, expunerea cu vrea Sfântul Sacrament și adorație, adorându-L pe El care a venit la noi, s-a făcut om, a rămas cu noi, spunându-i și noi din inimă, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Amin. Căci Tu ești Dumnezeu Sfânt.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care ai rămas în taina sfântă a altarului până la sfârșitul lumii, primește astăzi adorația noastră, recunoștința noastră, mulțumirea noastră pentru toate darurile pe care ne le-ai oferit în viața noastră, în întregul an bisericesc, în anul jubiliar al milostivirii. Îți mulțumim și te rugăm, Iisuse, să primești acum, în acest moment solemn, consfințirea noastră la inima ta dumnezeiască. Prebunule Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi și ca să fim mai strânși uniți cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie inimii tale preasfinte. Mulți nu te-au cunoscut niciodată. Mulți s-au disprețuit poruncile tale și s-au lepădat de tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage-i pe toți la inima ta preasfântă. Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci și al fiilor rătăciți care te-au părăsit. Voi să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu fieri de lipsă și de foame. Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Chiamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor. Dă, Doamne, bisericii tale libertate sigură și fără pienici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orântuiri. Și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas. Lăudată să fie dumnezeiască inima lui Iisus, care ne-a dovândit mântuirea. Ei să-i fie cinste și slavă în vecii vecilor. Amin. Laudă și mulțumire să fie în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cerească. Oremus Deus prin obisus sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti,
Tribuie quesum ositanos corporis et sanguinis in sacra mysteria venerat, ut redentionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, vivibis et regnas in saecula saeculorum.